Statele Unite ale Americii au confirmat că liderul grupării jihadiste Stat Islamic Abu Mohammed al-Adnani a fost ucis într-un bombardament aerian în Siria. Eliminarea a fost anunțată de gruparea teroristă și revendicată ulterior de Moscova. Revendicarea de către Rusia a uciderii lui Abu Mohammed al-Adnani nu este altceva decât o glumă, a afirmat la scurt timp un oficial american din domeniul apărării. Un bărbat din Florida a fost împușcat mortal de vărul său în încercarea de a testa o vestă antiglonț, au anunțat autoritățile. Victima, în vârstă de 23 de ani, și-a pus vesta și s-a întrebat cu voce tare dacă funcționează, potrivit raportului poliției. Moment în care vărul acestuia, în vârstă de 24 de ani, a scos o armă și l-a împușcat mortal în piept. Însă, în urma declarațiilor contradictorii cu cele ale vecinilor care au asistat la episodul șocant, acesta a mărturisit și a povestit cu lux de amănunte tragedia. O revoltă a avut loc în închisoarea din Vivonne, în zona de centru-vest a Franței, unde zeci de deținuți au declanșat un incendiu și au ocupat o clădire, potrivit poliției. 5 membri ai forțelor de ordine și 6 deținuți au fost spitalizați din cauza inhalării de fum, iar un deținut a fost victima unui infart.